Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe Robiță. Astăzi o să vă prezint câteva trucuri destul de ușoare și gratis de făcut pe Windows, prin care dumneavoastră puteți să vă creșteți performanța laptopului sau PC-ului. Înainte de a începe prezentările, vă rog frumos să dați un like și subscribe, pentru că mă ajută foarte mult să postez și să fiu constant în continuare. Bun. După cum știți, Windows-ul este un, mai în special Windows 10, este un sistem de operare destul de prost optimizat, care mănâncă foarte multe FPS-uri și chestii de genul. Și mulți dintre voi nu au experiența așa de plăcută a gameplay-ului, practic au puține FPS-uri, cu cât mai multe FPS-uri, cu atât este experiența mai bună. Astăzi o să prezint, cum spuneam și la început, câteva mici trucuri pe care probabil mulți dintre voi nu le știți. Dacă le știți, mă rog, să spuneți în comentarii, adică nu dat dislike sau ceva de genul, pentru că chestiile astea poate unii nu le știu și le fac pentru cei care nu le știu. Bun. În primul rând, trebuie să vă identificați placa video. În caz că nu știți ce placă video aveți, aveți aici un lup în stânga jos pe care dați click și scrieți Device Manager. Ok? După ce vă apare Device Manager, dați click pe el și o să vă apară un fel de chestie. Așa, ia uite-o, puțin se încarcă. Deci o să vă apară o chestie cu mai multe opțiuni, da? Voi o să aveți parte, o să aveți treabă doar cu Display Adapters, dați click pe chestia asta și vedeți că aveți două plăci video. În mod normal, posesorii de PC-uri și de desktop-uri o să aibă în general doar o placă video, acum numai dacă aveți un SLI, dar cei care au laptopuri de gaming au două plăci video, Intel UHD Graphics, care este cea integrată, și Nvidia. Acum, laptopurile de gaming au o tehnologie în Nvidia Optimus, prin care laptopul spune, mă rog, Windows-ul spune oarecum laptopului cu ce placă video să ruleze. Și de cele mai multe ori când stai pe net sau pe YouTube sau mai știu eu ce, folosește placa video integrată, deci nu folosește pe cea dedicată, și câteodată se întâmplă în jocuri să pornească tot cu integrata și atunci, în cazul acest caz, vor fi mai puține FPS-uri și o experiență mai neplăcută. Astăzi o să prezint cum să evitați chestiile de genul. În primul rând, trebuie să mergeți pe Google și să scrieți GeForce Experience. GeForce Experience este un program făcut de către Nvidia, prin care dumneavoastră puteți descărca ultimele drivere, puteți optimiza jocurile și tot felul de chestii de genul. Veți avea linkul acesta în descriere, dați pe descărcați, eu nu o să mai descarc pentru că l-am deja, se instalează foarte ușor. Și după ce ați făcut chestia asta, o să aveți aici în dreapta jos la taskbar o chestie pe care dați click și o să vedeți că vă apare un Nvidia Settings, ar trebui să vă apară. Ok? Dați click dreapta pe aceste Nvidia Settings și intrați în Nvidia Control Panel. Practic aici este Control Panel pentru placa video și aici îi spuneți practic tot ce trebuie să facă, da? Acum, vedem că noi avem doar 3 de settings, dacă sunteți pe PC sau așa ceva de genul, este posibil să aveți mai multe setări, dar pentru cei care au laptopuri și au doar setarea asta 3 de settings, nu vă speriați, este totul ok, așa trebuie să fie. Ok, cum spuneam, Nvidia Optimus, care nu se ocupă de oarecare alte opțiuni și dumneavoastră aveți doar 3 de settings. Bun. În primul tab al 3D settings-ului avem Adjust Image Settings. Aici practic poți să-i spui plăci video în general cum să acționezi asupra jocurilor sau așa. Adică vrei să fie mai calitativ, adică să se vadă mai bine, să fie mai cu multe umbre, mai chestii de genul, sau vrei să meargă mai bine, mai multe FPS-uri. Eu prefer să fie mai calitativ, pentru că pun accent și pe cum arată jocul. Dar dumneavoastră, dacă vreți să aveți mai multe FPS-uri, pur și simplu bifați a doua opțiune și dați aici pe performance sau pe balance sau mai știu eu cum vreți voi. Eu o să las pe cea default, pe cea din mijloc. Bun, bineînțeles dați apply aici. După aceea la 5.6 configuration, aici practic nu prea aveți foarte multe chestii de făcut. Practic vă arată ce placă video acționează asupra ce monitor, supra monitor acționează. Vedeți acum, practic, placa integrată se ocupă de ambele monitoare. Dar aici o să fie pe autoselect. Eu vă recomand să puneți pe GTX 1050, pentru că câteodată dacă vă lăsați pe autoselect e posibil să pornească cu cea integrată. Deci vă recomand să lăsați pe 1050. Și cea mai importantă setare dintre toate, probabil cea mai importantă din acest videoclip, este Manage 3D Settings. Da? Practic aici îi spui când să pornească, îi spui Windows-ului când să pornească cu placa video și în ce joc să pornească cu ea, da? Deci avem două tab-uri, Global Settings și Program Settings. La Global Settings sunt setările generale, da? Deci cum să acționeze în general, și la Program Settings este pentru un program specific aparte, dacă, de exemplu, vreți ca într-un Minecraft, de exemplu, să pornească cu ceva sau chestii de genul. Deci aici, în primul rând, selectați High Performance Nvidia Processor, o să fie pe autoselect, nu lăsați pe autoselect, puneți High Performance Nvidia Processor, apoi aici la setări, dați așa mai jos până ajungeți la max frame rate. Aici puneți pe
cum îi zice, puneți pe 1000 de FPS-uri, deci nu lăsați pe off, nu lăsați pe on sau pe 20, că ar fi o prostie, puneți la maxim, dați ok. Și încă o chestie, la power management mode, aici puneți pe prefer maximum performance, o să fie pe optimal power, stați liniștiți, nu o să se încălească, nu o să bubuie, nu o să se întâmple nimic, și pur și simplu optimal power taie puțin din performanțe pentru a avea grijă de baterie. Pe noi nu ne interesează chestia asta, pe noi ne interesează să fie cât mai multă performanță respectiv la un FPS-ul. Dați apply după ce ați făcut chestiile astea și deja vă puteți asigura că în orice joc o să pornească cu placa video dedicată, deci automat un FPS-uri. Acum, dacă vreți, pentru un program separat, să pun exemplu, bă, eu vreau să pornească Google Chrome cu Nvidia, deși nu vă recomand chestia asta, dar să zicem că, bă, într-un program tot se pare că nu merge ok, atunci te duci la Program Settings, da? Aici o să se încarce, bă, programele, acum nu știu cât durează la voi, dar la mine sunt destul de multe programe, ok? Și aici o să vă identifice toate jocurile pe care le-ați rulat voi pe PC în ultimele zile, săptămâni sau luni. Dacă jocul dumneavoastră nu figurează pe listă, nu apare pe listă, dați aici pe Add și o să vă deschidă un tab cu toate fișierele exe executabile pe care le-ați deschis în ultimele zile sau așa și sigur îl veți găsi aici. Bun. Zicem că pe Fall Guys vreau să ruleze totuși cu High Performance. Vedeți aici că Use Global Settings, adică practic pentru orice joc folosește setările globale, dar aici puteți să puneți din nou dacă doriți aceleași chestii pe care le-ați spus și la Global Settings, da, cu High Performance, cu maxim FPS și prefer maximum performance și dați apply. Foarte important să dați apply pentru că dacă nu dați apply, nu se salvează. Bun. Ok, o altă chestie pe care vreau eu să vă arăt, asta este special pentru posesorii de laptopuri de gaming, adică dacă aveți un PC nou să aveți cum să faceți chestia asta, deci vă recomand să săriți la următoarea. Dar pentru posesorii de laptopuri de gaming, la baterie, simbolul de baterie din dreapta jos, dați click dreapta și Power Options. Este foarte important, un subiect foarte delicat al bateriei, pe care probabil mulți de voi nu știți. Practic aici îi spuneți cum să aibă grijă de baterie când sunteți într-o sesiune de gaming. Trebuie să fiți conștienți că veți scoate performanța maximă numai și numai când laptopul este la încărcat. Din păcate așa sunt construite laptopurile de gaming. Într-adevăr, viața bateriei o să se ducă puțin mai rapid. Dar eu am de 2 ani și jumătate aproximativ laptopul și cam o oră jumate mă mai ține cu browsing sau light gaming. Da. Foarte important, dați aici pe Create a Power Plan, dați High Performance pentru că asta ne interesează și dați un nume, eu o să pun ce să pun, ce nume să pun, gaming, o să pun nume gaming 3. Dați aici pe Next și dați pe Create, apoi o să vă apare aici, vedeți că am mai făcut și alte planuri, dați pe Gaming 3 sau mai știu eu care, cum l-ați denumit voi și sunteți good to go. Atenție! Există un plan, battery saver sau ceva de genul. Ăla practic vă limitează frecvența procesorului, practic astea de la baterie. Setele astea de la baterie vă limitează frecvența procesorului, asta zic, puneți pe max performance pentru a avea o frecvență cât mai mare a procesorului. Încă o chestie destul de interesantă pe care o puteți face și care iară vă aduce câteva FPS-uri în plus, este în Task Manager, da, deschideți Task Manager și mergeți aici la tabul Details. Aici la Details o să vă arate practic toate procesele amănunțite care rulează în acest moment, cu câtă memorie consumă și chestii de genul, dar nu contează chestia asta. Aici o să vă apară vouă jocul sau ce aveți voi deschis. Eu n-am niciun joc deschis, dar o să considerăm că ATK-OSD este un joc. Pur și simplu dați click dreapta pe el și aici la Set Priority îl puneți pe High sau Above normal. Eu vă recomand totuși High. Practic îi spune procesorului și plăce video pe ce să se concentreze, dar trebuie să se concentreze pe joc, evident că n-am cât de multe FPS-uri. Bun, și ultima setare, dar cred că este una dintre cele mai importante setări. Bine, cam toate sunt importante, dar na, și asta este destul de importantă. Aveți aici în stânga jos simbolul de Windows, dați click dreapta pe el și mergeți la setări. Ok, la setările Windows-ului aici selectați Gaming și aici probabil la dumneavoastră totul va fi pornit și bifat. Trebuie să dezactivați tot și să debifați tot pentru că practic Windows are o funcție Game Bar mai nou care practic îți registrează secvențe sau chestii faine pe care le-ai făcut în jocuri, care îți mănâncă o tonă de FPS-uri, adică mănâncă la FPS-uri, e practic ca și cât ți-ai registra ecranul. Bun, și atunci dezactivați tot ce puteți de la Game Bar, la Game DVR, la fel, dezactivați tot, la Xbox Networking și la TruePlay, dezactivați absolut tot, pentru a, că na, aveți Nvidia Highlights, dacă tot vreți să faceți tot felul de moments și chestii de genul din jocuri. Deci n-are rost să vă complicați cu chestia asta de la Windows. Practic, asta vă mănâncă iar din nou destul de multe FPS-uri.
Ce să vă spun, fraților, acesta a fost videoclipul. Sper că v-am ajutat. Dacă ne doriți videoclipuri de genul, uitați să lăsați un like și un subscribe în continuare, pentru că mă motivează să continui să postez. Și să lăsați în comentarii sugestii de videoclipuri, dacă mai vreți să fac videoclipuri de genul, cu optimizări și cu alte chestii. Bun, eu am fost Robiță și ne vedem în următorul videoclip. Vă salut pe toți. Ciao, ciao!